cursul dimineții zilei de astăzi, în secția de terapie intensivă, din păcate a decedat o pacientă în vârstă de 61 de ani, confirmată cu gripă, cu tipul AH1. Pacienta s-a internat pe data de 13 dimineața în secția medicală cu patologie respiratorie, cu diagnosticul de broncopneumonie și insuficiență respiratorie. Starea ei s-a agravat în cursul acelei zile de 13, după masă a fost transferată în secția de terapie intensivă, iar pe data de 15, pe fondul agravării stării ei, a fost intubată. Pacienta a primit tratament antibiotic complex, tratament antigripal și, în ciuda tuturor eforturilor, în cursul dimineții de astăzi a decedat. La ora actuală, situația cazurilor sau suspiciunilor de gripă în Spitalul Județean Constanța, mai sunt doi pacienți internați tot în secția de terapie intensivă de aproximativ o săptămână cu suspiciune de gripă. Așteptăm să vedem analizele și sunt în continuare sub tratament. Tratamentul antigripal, antibiotic și antigripal a fost instituit. În principiu sunt cu aceeași simptome respiratorii și patologie respiratorie specifică. Femeia care a decedat avea și alte afecțiuni pe lângă această viroză? Era o pacientă fumătoare cu obezitate gradul 3, nu se vaccinase. Și cei care sunt acum tot cu patologie asociată cardiacă. Unul din pacienți este intubat. Ce vârstă? Este o pacientă de 68 de ani și un pacient de 53 de ani, de aproximativ o săptămână internat și cu o stare care s-a deteriorat rapid și care a fost nevoită să se facă transferul lor în terapie intensivă. Iar la copii? Nu avem în momentul ăsta la copii gripă confirmată. Dar sunt internați cu simptome? Nu sunt. Cu patologie respiratorie virală, da, dar nu cu gripă confirmată. Este o perioadă a virozelor respiratorii. Știm este foarte bine acest lucru. Nu este neobișnuit, dar într-adevăr este o frecvență ridicată a acestor patologii respiratorii virale. Cei doi care sunt acum, cele două suspiciuni, s-au vaccinat în prealabil sau? Nu am această informație în momentul ăsta să vă spun. Probabil că nu. Există probabilitatea să nu se fi vaccinat. În continuare mențineți limitarea? Absolut. În continuare menținem această limitare a accesului vizitatorilor în Spitalul Județean Constanța și facem apel la populație să înțeleagă importanța acestor măsuri. Sunt măsuri care le-am luat la recomandarea Direcției de Sănătate Publică și datorită faptului că este această epidemie în momentul ăsta și este în primul pentru protecția pacienților internați. Gripa, în principiu, nu este periculoasă la un pacient cu imunitate bună. Este periculoasă la pacienții imunodeprimați care se află internați în secțiile cu patologia care scade această imunitate și devine letală pentru ei. Deci trebuie să înțeleagă că este pentru protecția pacienților, că ei sunt cei care suferă.